Salutare, eu sunt Cristian și astăzi vom vorbi despre una dintre temele mele preferate și anume manipularea. Bun, și ca să stabilim de la început, manipularea este un tip de influență socială care urmărește schimbarea percepției sau comportamentului celorlalți cu ajutorul unor tactici ascunse. Deci, în concluzie, orice comunicare este o manipulare. Chiar și acum, eu când vă vorbesc, eu vă manipulez și voi mă manipulați pe mine prin comentarii, like-uri și inclusiv share-uri. În orice moment, noi suntem manipulați, dar și manipulatori. Și nu trebuie școală sau facultate ca să manipulezi. Totul este foarte ușor, mai ușor decât îți imaginezi. O să-ți dau un simplu exemplu. Spunându-i unei persoane că ți-a plăcut cum a venit îmbrăcat în acea seară, îi transmiți că și seara următoare sau data viitoare vrei să vină îmbrăcat la fel pentru că ți-a plăcut. Ca și energia, manipularea este de două tipuri, una pozitivă și una negativă. Cea pozitivă este bună pentru că este constructivă, iar cea negativă este folosită pentru bani, alegeri, popularitate și așa mai departe. Deci să le luăm pe rând. Manipularea pozitivă este atunci când cineva vine și îți spune, de exemplu, fiule, nu mai sta atât de mult la calculator pentru că strică ochii. Manipularea negativă, când cineva vine și spune, nu știu, de exemplu, mamele folosesc manipularea negativă de foarte multe ori și vine și spune ceva, de exemplu, dacă mâine test la fizică nu-i 10, s-a terminat cu videoblogul. Și mai există și un tip de manipulare negativă deghizată într-una pozitivă și este ceva de genul știu că urăsc să vii cu noi la București, dar trecem pe la McDonald's și așa te convingi să te duci pe ei la București, deși nu-ți place. Sau alte exemple, nu știu. Și că tot a venit vorba de McDonald's, o să vă arăt ceva ce ține de subconștient și de manipulare în același timp. Nu cred că ați observat, dar mereu la McDonald's, sandwichul este pus în fața cutiei de suc. Ce efect se formează? Uite ăsta. Bun, deci cum am spus, efectul este următorul. Să ne imaginăm că ăsta este sandwichul, iar ăsta este sucul. Sucul mereu este pus undeva la distanță, în spate, iar sandwichul este pus foarte aproape de cameră. Astfel formându-se următorul efect. Dacă vă uitați atent, sandwichul este aproape egal cu sucul. Da? În general, când auzim manipulare, ne gândim la lucruri negative. Ei bine, nu așa stau lucrurile. Realitatea este alta, nu putem fi manipulați dacă nu receptăm la manipulare. Cu cât o persoană este mai flexibilă, cu atât este mai ușor de manipular. O, dar vai, manipulat, nu, manipulat. X protejează împotriva carilor pentru că gustul lui durează mai mult. Este evident că nu gustul înlătură carile. Y oferă salariu pe viață timp de 25 de ani. De ce 25 de ani? Este tot una cu viață sau ce? Dacă trăim mai mult. Oh, uite numele nostru pe sticlă! Hai să-l postăm pe internet! În momentul în care tu ai pus poză cu tine cu numele tău pe sticlă, în momentul ăla ai făcut reclamă producătorului fără să-ți dai seama. Sună imediat la 911 și ți vom prezice viitorul. Cel mai probabil îți vor lua câteva zeci de euro și răspunsul la întrebare este viitorul ți-l faci tu singur, nu trebuie să suni altcineva ca să-ți prezică viitorul, pentru că dacă îți prezice viitorul, tu trebuie să știi în viitor ce să faci și atunci dacă știi ce să faci, nu mai este viitor și nu cred că poți să prezici viitorul. Asta ar fi doar o mică parte cu exemple din întreaga masă cu manipule. Cum să nu te lași controlat? Scoate puțin capul din oala cu ciorbă sau oala cu apă în care ești băgat și privește lumea în jur.
Gata. Nu, bă, replica era să privești lumea din alt unghi. Da, deci să privești lumea din alt unghi. Primul pas ar fi să pui totul sub semnul întrebării. Să pui 1001 de întrebări despre acel lucru. De exemplu, tu vii și îmi prezinți mie acum că ăla este cel mai frumos frigider și cel mai bun, iar eu o să te întreb de ce este bun, cât consumă, nu știu ce, de ce mi-ar folosi ăla, unde să-l pun, ce dimensiuni și așa mai departe, pentru că, o, Doamne, asta este România. Fă-ți o identitate clară. Adică fă-ți o identitate clară. Ce mai spune și asta? De exemplu, mergi la cumpărător și ai de cumpărat apă, făină și orez. Apă, făină și orez. Apă, făină și orez. Apă, făină și orez. Majoritatea își pierd timpul printre rafturi, iar până să ajungă la produsele principale, își umple coșul cu tot felul de porcării și nu cumpără apă, pâine și făină și ulei sau ce am zis mai devreme, că nu mai știu. Din nou, exemplu cu frigiderul, dacă tu vii și îmi explici de nu știu ce frigider, eu o spun direct pe față că nu mă interesează pentru că am frigider la dracu. 3. Nu te grăbi, frate, să cumperi un produs dacă nu ai nevoie de el. De exemplu, vine unul la tine și spune că îți lasă doar săptămâna asta prețul mai mic la un produs, iar tu, dacă nu ai nevoie de ăla, de ce l-ai cumpărat? Pentru că asta este o manipulare pe față. Încă ceva ar mai fi de zis, fiți foarte atenți în preajma copiilor mici, pentru că ei mereu copiază gesturile noastre și gesturile noastre. Deci tot ce facem noi or să facă și ei mai devreme sau mai târziu. De asemenea, dacă ți-ai dat seama că ai fost manipulat, lasă-ne și nouă un comentariu în secțiunea de comentarii ca să știm și noi să nu facem aceleași greșeli pe care le-ai făcut și tu, bineînțeles, și așa putem învăța toți din greșelile altora. Recent mi-am deschis un cont de gaming pentru că pe canalul ăsta o să postez numai videoblog și nu mai postez gaming pentru că e... nașpa să le amestesc pe toate așa într-unul și așa că am făcut două conturi, unul de videoblog și unul de gaming. Și vă rog să vă abonați și pe ăla de gaming, nu am pus niciun videoclip, dar o să pun acum și filmez cu două eburi. Unul din spate, unul din față și... dați acolo subscribe. Vă mulțumesc pentru susținerea la videoclipuri cu îmbrățișări și faceți și voi ceva minunat pentru că mai devreme sau mai târziu cineva s-ar putea să vă copieze. Gata și cu acest videoblog, s-ar putea să mai postez săptămâna asta încă ceva și nu uitați să dați like, comment, share și subscribe și eu v-am pupat pe săptămâna viitoare. Pa!